Euro a trecut astăzi de pragul de 4,9 lei la ghișeul de schimb valutar al băncilor comerciale, după ce a fost cotat la 4,78 de lei de către Banca Națională. Scumpirea euro aduce prețuri mai mari pentru toate bunurile importate, dar și pentru serviciile și produsele cu prețuri stabilite în moneda unică. Cât estimează specialiștii că mai durează deprecierea leului și care sunt motivele, aflăm acum de la Mihai Peticilă. Bună seara, Mihai! Bun găsit, Andreea, bun găsit, doamnelor și domnilor. E destul de zgribulit leul nostru, parcă întocmai cu vremea de afară. Anunțau meteorologii 5 grade mâine. Iată că și cursul de schimb se duce spre 5 lei. Până acum, leul a pierdut 1% în ultima săptămână și de la începutul anului, moneda noastră s-a depreciat. Cursul de schimb a înregistrat o depreciere de 2,4% în medie. Putem spune că leul, în raport cu euro, se îndreaptă spre un sfârșit de an mai prost decât a fost începutul, deși vă amintiți că la începutul acestui an toată piața era inflamată de ordonanța 114. De ce se devalorizează moneda? Analiștii spun că, în primul rând, firmele își fac provizii pentru sărbători, când speră să aibă vânzări mai mari ca anul trecut. În al doilea rând, cumpără, evident, euro, în euro, toate aceste produse și atunci valuta de pe piață e din ce în ce mai puțină și se scumpește. Al doilea motiv ar fi problemele din bugetul de stat, pe care guvernul actual le anunță și care, cumva, în acest moment îndepărtează investitorii de leu, creând și mai multe oportunități pentru euro. De obicei, în anii trecuți, familiile primeau bani de la românii plecați afară să muncească. Nu se știe de ce, dar anul acesta sumele acestea nu mai sunt atât de consistente. Iată, astăzi pragul de 4,9 lei a fost depășit la ghișeele băncilor. De vânzare euro, cei de la Alpha Bank au depășit acest prag, sunt foarte aproape cei de la OTP, BCR și BRD. Iar situația va continua pe termen mediu, susțin analiștii. Atât de aici, la revedere! Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.